Următorul moment. După ce ai mic, te întrebai cine ar câștiga o bătălie, nu știu, între aliens și Predator. Ce ai, mă, când eram mic, erau Lolec și Bolec, Mihaela, aia, cu cine se bate Mihaela? Stai și Bran. Când m-am făcut mai mare, mi-am dat seama că nu era bine să o bați neapărat, puteai să-i faci alte lucruri. Nu, era cu Chuck Norris, Cu Chuck Norris nimeni nu se bate. Corect, da. Nimeni. Știi că Chuck Norris a găsit în Paris o bicicletă, da? Și s-a suit așa într-o doară cu ea și a câștigat Turul Franței. Da, nu știu, bine, nu ne întrebam, da? Mi-nțelegi dilema între Chuck Norris și, nu știu, Bruce Lee, de exemplu, pentru că avem la Rap Battle astăzi o bătălie în rime între Smiley și Alex Velea. Cine crezi tu că câștige Smiley? De ce? Pe Alex Velea vine, eu stau pe scară cu Antonia. A, pe bune? Da, și mă întâlnesc cu el pe acolo. Antonia stă la bloc? Și aș vrea să câștig și eu. Antonia? Da, bine. Într-un complex. Într-un complex. Bine. Vezi că în blocul ăla stau și eu. Hai să vedem. Mă întâlnesc cu Alex Velea tot timpul. Smiley și Velea. Clerul Velea. Hai! Velea sunt eu și sunt plin de tatuaje, ca transfăgărășanu, plin de curbe și viraje. Mi-a scut în 84, frățiueta, că mă știi. Am câștigat de mult Star Factory. Sunt un băiat sportiv, sare în aer ca insect. Așa am cântat cu Anda Adam la refrenul la Selecta. Vreau să-ți spun acum ce ți-ai face, de-a ști. Vei fi femeie, ți-aș face numai prostii. Smiley sunt eu și ca tine, băi Velea, lucrez la studio la același ha-ha. Sunt de câțiva ani number one în București și-am venit cu simplu chiar de aici, de la Pitești. Suntem noi prieteni, însă nu prea știu de tine. Tot ce știu e că oficială merge bine. Sunt cu tăreți, dar sunt și producător, mai rar pe acasă decât la televizor. La mai multe show-uri puteți să mă vedeți și vorbesc pe bune, nu sunt ca pe pereți. Dragostea se face mintoi, la fel ca iubirea din am avut ca frații, ne-au surprins mereu alături paparații. Eu când sunt pe scenă mă rotesc de zici că zbor și am o viteză mare, parcă merg pe un motor. Îmi plac motoarele, cel mai mult îmi place, da. Yamaha, Yamaha, duc la tine ca în telenovele și la fel ca așa o spun de pătrățele. Smiley, vreau să spun că m-am gândit și acum îmi dau seama că te-am depășit. Boy, 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 boy. Și mai bun prieten, i-am fost de-o vreme noi. Nu ne-au despărțit nimic, nici Antonia, nici Cosoi. Dar azi m-a enervat, că la fel cu disperare, că Velea e ca Smiley, doar că e un pic mai tare. Ești mai bun, o să ajungi cel mai departe. Dar vezi că eu cu Kelo am plecat pe Marte. La televizor, dacă ești puțin atent, mă vezi chiar lângă Bartoș, dar românii au talent. Și iată că eu sunt un artist adevărat, la vocea României, ai uitat că s-o jura. Ai dreptate, frate, la televizor apar tu mai des decât Velea Boișor. Dar eu sunt brunețel, dau mai bine la femei. Eu și cu Conector suntem cei mai buni, ce vrei? Vrei să rămân beton, sunt exact ca înainte, cum ai spus și tu. Dincolo de cuvinte, orice face tu, rămân înaintea ta. Răspund cu jobul meu, zic ha ha ha. Production. Bă, dar n-am înțeles cine a câștigat. Păi, rămâne la decizia publicului cine a câștigat. Îi dau și eu la ficaț dacă mă întâlnesc cu el pe scara blocului. Te întâlnești cu Velea pe scara blocului? Nu, vine la Antonia, nu zisei. A, vine des la Antonia. E la Antonia și zice, de câte ori să mai vine? Vine, cum nu vine? Nu vine, 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 îngrozit și el. Vine des la Antonia, e bine, da. Serios? Da, noi toți suferim cu treaba asta. Vine des la Antonia. Apropo de...